Nepăsarea și indiferența autorităților a adus tot mai multe monumente istorice într-o stare avansată de degradare. Dacă nu se iau măsuri imediate, copiii noștri vor mai putea vedea doar în poze frumusețea castelelor și palatelor din România. Numai în județul Sălaj, 9 monumente istorice se degradează pe zi ce trece, printre ele și Casa Memorială Iuliu Maniu din Bădăcin și Castelul Boi din Treznea. Monumentele și castelele din Sălaj au ajuns într-o stare avansată de degradare. Din 2010 și până azi, județul Sălaj nu a primit niciun fel de finanțare de la Ministerul Culturii prin Programul Național de Restaurare. Unul dintre motivele pentru care acest lucru nu s-a întâmplat este faptul că majoritatea acestor castele și palate din județ nu se află în domeniul statului. Unele aparțin primăriilor, iar altele sunt în proprietatea unor persoane private. Direcția pentru Cultură Sălaj a făcut demersuri pentru restaurarea lor prin introducerea documentațiilor în Planul Național de Restaurare. Dacă lucrările de restaurare a Casei Memoriale Iuliu Maniu au fost începute cu bani strânși din donații, situația este cu totul alta în cazul Castelului Bai din Treznea. S-a solicitat declasarea lui în două rânduri de către Primăria Comunei, declasare care să-i permită demolarea lui și construirea unui spațiu de utilitate publică pe acest amplasament. Castelul se află în proprietatea primăriei Comunei Treznea de la începutul anilor 90. Din păcate, a fost lăsat în paragină și se degradează pe zi ce trece, încet, dar sigur. Aici oamenii sunt cei care decid. Sunt oameni în comună care poate că ar vrea să dispară în totalitate. Potrivit legii, primăria este obligată să se ocupe de conservarea și restaurarea monumentului istoric, considerat unic la noi în țară. În această situație, Direcția de Cultură Sălaj are posibilitatea de a face plângere penală primarului pentru distrugere de monumente. Nu cred că acest lucru a rezolvat situația castelului. Reprezentanții primăriei ridică din umeri și susțin că oamenii vor decide soarta castelului. Dacă ei, punctul lor de vedere, o să fie că această construcție să dispară, asta este. Pentru localnici, castelul stă mărturie unui episod sângeros din istoria locală. În septembrie 1940, zeci de locuitori ai satului au fost măcelăriți de trupele hortiste, cu complicitatea proprietarului castelului, groful Bei Ferenc. În speranța că în timp se va demola, comunitatea vrea să șteargă orice fel de urmă care să amintească acel episod. Administrația publică locală dorește declasarea, respectiv demolarea imobilului. Până acum, Ministerul Culturii a refuzat declasarea castelului Bei din lista monumentelor istorice. Ministerul Culturii a refuzat de două ori declasarea, ceea ce înseamnă că demolarea nu va putea fi făcută. Directorul Direcției pentru Cultură Sălaj, Doina Cociș, a trimis mai multe adrese administrației locale, prin care a menționat că pot fi accesate fonduri europene pentru reabilitarea castelului, dar primăria nu dispune de banii necesari pentru cofinanțare. Problema cofinanțării este cea mai grea problemă acum. Situat în centrul satului Treznea, castelul a fost reședința familiei grofului Bei Ferenc până în anul 1944. A urmat o perioadă în care imobilul a fost sediul CAP-ului din localitate, iar după 1990, locația a fost abandonată și lăsată în voia sorții. Castelul are în componența sa două corpuri principale, legate între ele de o reproducere a Punții Suspinelor din Veneția, unică în România. Chiar dacă castelul Bei ține încă o rană deschisă în sufletul comunității, merită să fie restaurat și introdus în circuitul turistic. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, urmașii noștri nu vor mai ști ce s-a întâmplat în Treznea.